este un caz aparte, un sportiv de performanță, fotbalist la Juventus, da? Da. Așa. Ideea este următoarea. Ați venit, domnul Ciobanu Cristian, cu o deshidratare moderată a discurilor intervertebrale C5, C6 și C6 și C7. Este strigător la cer, pentru că îmi dau cu seama că ați venit ca o ultimă speranță. Dumneavoastră, de cât timp aveți dureri de brațe? Prima oară, adică când consider eu că m-a luat treaba asta, m-am trezit într-o dimineață cu gâtul puțin înțepenit, am avut meci și cineva mi-a venit și m-a lovit din spate. Așa. M-a lovit din spate, m-a durut apoi spatele vreo câteva Așa. zile și de atunci periodic am, și mai ales când lovea mingea Bine, și frontal. ați fost la medic. Spuneți unde ați umblat. De cam de cât timp? De câteva luni? Un an? Cam așa. Băi, eu de un an de zile, adică am început să merg la Da. medic să văd ce spun. Da. Și medicii mi-au dat seama ce mi-au zis, mi-au dat. Ce v-au dat? Asta este. Mi-au zis că oricum mai devreme sau mai târziu ajung la operație. Operație. Da. Stimați privitori, nu o să se opereze niciodată. Este un adevăr. Și asta mă bucur că Dumnezeu l-a adus aici, în cabinetul meu, de pe Calea Floreasca, numărul 13. Sunt profesorul Sandu Brânșa. Împreună o să vedem cum o să fie, nu cum o să se simtă, cum o să fie după prima procedură. Sperăm mult mai bine. Doamne ajută! Atacați sângele. Noi am făcut o procedură. Dumneavoastră ați venit cu mari probleme. Așa? Ați luat antiinflamatoare, ați fost în stânga-dreapta, ați fost propus pentru operație. Cine v-a propus pentru operație? Să vă spun sincer, nu mai știu. În fine, dar ați fost propus Da. pentru operație. Hai, dar schimbați-vă, spuneți cum vă simțiți. Oricum o să demonstrăm treaba asta, cum vă simțiți după prima procedură. În comparație cu înainte, bineînțeles. Da, sunt ok. Păi ce simțiți în... Mi s-a mai dat așa presiune după. Da. Dumneavoastră aveți ernii de disc multiple, de mineralizări multiple. Vă prindeți de bara aceea, vă rog frumos. Așa. Mai spre perete, mai spre perete. Asta. În pronație și trageți capul în spate. Așa. Problemele erau acute aici. Și acum vă ridicați în mâini, bineînțeles. Hai dat. Să Capul în ridic. spate. Da. Inspir. Și rămâneți așa. Limba. Hă. Lăsați-vă brusc. Da. Acum cu fața spre mine, așa, tragem cap. Să vă fie de folos. În concluzie, vreau să spun cum vă simțiți după prim... Nu, cum sunteți după prima procedură. Bine. Și acum vă întreb ceva. Ce părere aveți dacă ați fi antrenor? Înainte de meci, fiecare jucător să-i facă o procedură, operația fără bisturiu. Ce ziceți? Cum vă simțiți după această operație? Cred că ar fi de folos. De mare folos. Da. Să vă fie de folos și dumneavoastră, Doamne ajută! Mare folos. Mai povestiți, cum vă simțiți în comparație cu înainte? Bine, Ce bine. simțiți în plus? Mi s-a lăsat presiunea Vi s-a lăsat presiunea. Este un mare lucru, domnul Ciobanu. Dumnezeu vă face și să vedeți ce putere o să aveți dacă o să mă ascultați, o să intrați într-un program și sistemul nervos, muscular și osos o să aveți altul. V-am explicat, să vă Da. uitați pe site-ul meu cu câtă ușurință eu. Nu? La 70 de ani sparg o cărămidă de cetate. Păi dumneavoastră, unde dați acolo să crape? Doamne ajută să vă fie de folos.